deci bine m-am găsit la prof. Roman cu exerciții de matematică. Eu o pentru acasă, nu? Da, avem interes în profesor. Da. Tema pentru A. Care facem primul? Dar trebuie să fac două, pui primul de două. Asta, A. Da, e un test. Sper să înțeleg cum vrei așa. În triunghiul FGH. Deci 1, da? Da. Deci în ipoteză. Da, în triunghiul. Deci e completat cu puncte, puncte. În triunghiul FGH. FGH. Latura opusă unghiului FGH este... Latura opusă unghiului FGH. FGH. H. Opusă. Da. Latura opusă. Unghiului este... Opusă. Unghiului FGH. Da. Este... Latura opusă unghiului FGH este... Ce latura este asta? FH. FH, sigur, că G-ul este... Pentru că G-ul este mijloc și... Da. Este FH. Da. Bun. Punctul 2. În triunghiul HFG. Triunghiul FH. Nu, HFG. HFG. Da. Unghiurile alăturate laturii HG sunt. Unghiurile alăturate. Alăturate. Laturii HG sunt. HG. Care sunt. La capete. Alăturate. Alăturate. La HG. Unghiuri alăturate. Da. E? Păi, unghiuri alăturate. Deci asta e latura. HFG. HG. Asta e latura, da? Da. Și F-ul este aici. Care sunt unghiuri alăturate laturii HG? HFG. Păi nu. Alăturate laturi. Care sunt la capete laturi. FHG și FGH. Ai așa. Laturile sunt FHG, da? Că sunt alăturate. Da. FHG și FGH. FGH. Astea sunt alăturate de o parte și de alta, la capete laturile. Deci, la capătul laturii HG se află H-ul și G-ul, unghiurile H și G. 3. Se știe că triunghiul ABC ABC congruent, cred. Da. Două linii ar trebui să fie, da. Dar ori nu se vede bine. Cu triunghiul GHF, GHF. Atunci BC congruent cu BC congruent cu HF. Deci, literele în ordine asta, așa le luăm și aici. Da. A, B cu G, H, A, C cu G, A, C cu G, 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 F și B, C cu H, F. Da? În ordinea care sunt literele aici. B, C cu H, F. B, C congruent cu H, F. Și unghiul C congruent cu unghiul F. Unghiul C congruent cu unghiul F. Bun. 4. Dacă în triunghiul DEF. Dacă în triunghiul DEF. 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 Da. DE congruent cu EF cu FD. DE congruent cu EF. F și FD. Și congruent cu FD. Atunci triunghiul DEF este triunghi? În care toate laturile sunt. Isoscel. Echilateral. Isoscel mai două. Da, vreau să spun și mai multe cum se chema. Exact. Da, ne gândim foarte bine și rămâne clar. Triunghiul. Echilateral. G, E, F. Echilateral. Corect. Deci dacă are numai două laturi, atunci isoscel. 5. Dreptele A și B sunt concurente în O. A, dreapta B intersectează. A și B, da. A și B. Dreptele A și B. A mic și B mic. Așa. Dreptele A mic se intersectează cu B mic și egal. Punctul O. Mulțimea formată din punctul O. F
fie A mare, B mare, punctele A mare, B mare, care aparțin A mic. Deci A, B, două puncte de pe dreapta A mic. A mic, situate de o parte și de alta a punctului O. Adică ce ordine este? Astfel încât. Păi e... Dacă situate, de o parte și de alta? Deci situate de o parte și de alta a punctului O, astfel adică încât. Adică O e la mijloc. Nu e în mijloc, între ele. E între ele. Așa zic A, O, B. Asta e scrierea. Da. A, O, B. A, linuță, O, linuță, B. Asta înseamnă că O e între A și B. Da, deci situate de o parte și de alta punctului O, astfel încât A, O, congruent cu B, O. Așa egal. Încât A, O, și egale. Da. A, O, congruent cu O, B. Da? A, O, cu O, B. Cum se numesc? Cu B, A, O, nu știu dacă are vreo... Nu, nu, nu are ce vreo. Cum este A, cum este B față de A? Cum se cheamă dacă sunt A, O, E, cât O, B? Cum se cheamă punctele astea? Coliniare. Sunt coliniare obligatorii, sunt pe dreapta. A-ul e simetricul lui B față de O, da, și B-ul e simetricul lui A față de O. Asta înseamnă că sunt simetrie, e o simetrie perfectă, da? Deci puteți înțelege așa. Ăsta este O. Într-un fel, O ar fi la mijloc și A și B ar fi la aceeași distanță față de O. Păi asta înseamnă. Deci punctul B este simetricul lui A față de O. Sau invers. A este simetricul lui B față de O. Deci așa puteam să traducem. Așa, așa cum a fie C și D. Avem C și D. Da. Pe dreapta pe dreapta B mic. Așa. O aparține lui CD. O. Aparține lui CD, astfel încât... Segmentul CD, așa. Da. Așa astfel încât CO congruent cu DO. CO congruent cu DO. Și demonstrați că triunghiul AOD congruent cu triunghiul BOC. Așa. Deci asta a fost dreapta A. Asta e dreapta B. Uite, păi iau eu acum. B. Da. Și cu punctele C și D sunt tot simetrice, da, față de O. Că spune că CO este cât O, D. Da, D. Așa am spus, da? Deci asta de aici, cât asta de aici, asta de O, cât asta de aici. Să arătăm că triunghiul AOD, 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 așa. De sus, congruent cu BOC. AOD congruent cu BOC. Deci, dacă vrei, asta a fost poate ipoteza, da. În ipoteză, la punctul ăsta, și în concluzie C, concluzia, este să arătăm că triunghiul AOD, congruent cu triunghiul BOC. Păi aici, ceea ce ne ajută este congruența triunghiilor. Adică? Trebuie să găsim cazurile de congruență. Da. Noi știm așa, că asta e cât asta, asta e cât asta. Păi știm că latura AO este, din ipoteză, știm că latura AO este congruentă cu latura OB și latura CO este congruentă cu OD. Deci credem că rezultă. Nu credem. Nu, cazul care rezultă poate fi latura, latura, latura. Toate laturile. Da. Păi dar trebuie să ai și latura asta. Ai numai câte, în momentul ăsta ai numai câte... Două laturi, adică laturi. O latură de aici cu o latură de aici, o latură de aici din primul celălalt, da? Și din celălalt. La ce caz te duce când ai două laturi? Mă duce ori la latură, ori la latură. Latură, 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 latură. Latură, 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 latură. Că e singur latură, unghi, latură, care... Latură, unghi, latură. Da. Adică care unghi ar trebui să fie? Care o os și ăsta și ăsta și... Păi AOD cu ce? Aaa, deci tu trebuie să arăți acum că AOD, asta îți lipsește. Să arăți că AOD este cât cu COB. Da? Ei, cum poți să-l arăți tu că AO? Nu ai, dar trebuie să mai ai niște informații din urmă. Niște cunoștințe din urmă. De ce oare să fie? Îți trebuie asta ca păi... să duce cât? Ai o chestie cunoscută aceea. Ce fel de unghiuri sunt acestea? Cât două drepte secante. Acum am o puse la vârf. Păi da.
Sunt opuse la vârf, că este asigurată colonialitatea, așa și așa. Deci, luăm spre comparație triunghiurile. Deci fie triunghiurile. Acum demonstrație începem. Da. Demonstrație. Fie triunghiurile AOB și nu știu că congres, vă arăt și triunghiul BOC. Despre cele două triunghiuri poți să spui că au acolată. Ce informații avem? Păi știm că AO este congruent cu OB. Așa, AO congruent cu OB. CO congruent cu OD, cu CO. O congruent cu? DO sau OD. OD, așa. Și mai știm că... Asta din ipoteză, spune. Da, ipoteză. Ipoteză, că trebuie un punct. Da, de unde știm? Și acum știm că unghiul COB este congruent cu unghiul AOB, deoarece acestea sunt unghiuri opuse la vârf. Deci adăugăm acum ca informație, tu știai din urmă, din cunoștințele tale, că COB este congruent cu unghiul AOD. AOD. Și din ce motiv sunt congruente? De acest opuse la vârf. Opuse la vârf. Opuse la vârf. Deci unghiuri opuse la vârf. Din motivul ăsta, ți-e limpede acum. Și atunci te-ai clasat. Te-ai clasat. Da, și... În cazul de congruență care? Cum se numește cazul? Latură-unghi-latură. Latură-unghi-latură. Deci din motivul ăsta, că te-ai așezat foarte bine în acest caz, latură-unghi-latură. Și de aici deci unghiul luat înspre comparație, da, abia acum. Și de aici arată că unghiul AOB... O secundă, spune-mi, rezultă că triunghiurile... AOD. Așa, AOD. Este congruent, congruent cu triunghiul BOC. Deci triunghiul AOD și cu BOC sunt congruente. Și faturile sunt congruente și celelalte elemente pe care nu le-am avut în vedere. Trei din ele le-am epuizat. Celelalte trei elemente, adică... Cea de-a treia latură cu a treia latură, e vorba de care latură? A, CB și AD. CB, sigur că da, CB, CB și cu AD, abia acum ne-a ieșit din congruența triunghiurilor, cât și cea de-a treia latură, CB, iată, CB, e congruent cu AD. Congruent cu, parcă spune așa, în segmentul CB, da. CB congruent cu AD. AD. În segment închis sau deschis? Nu mai țin. În dezvătrate. Da, așa, segment închis, da? Uite și aici trebuie să luăm segmente. Așa. Bun. Și încă mai avem, noi am luat doar un singur unghi. Acum și celelalte două unghiuri, că triunghiul are, ca orice triunghi, trei unghiuri. Unghiul ăsta cu ăsta am văzut, că am avut motive. Acum, care unghi cu care? OCB. OCB. Cu DAO. OCB. Stați puțin. OCB cu ADO. ADO. DO. De ce ADO? De ce te-ai dus tu? De ce n-ai lăsat OAD? Pentru că am observat că eu lasem greșit atunci a... Cum să te duci? Ai două posibilități. Dacă te zici unghiul ăsta de aici, congruent cu unul din ăsta două. Iei dintr-un triunghi de aici, un unghi, și acum când te duci la... Ai două variante, ori ăsta, ori ăsta, dar trebuie să duci perfect. Deci ăsta de aici cu care? Păi, cu D-ul. Cu unghiul de. Din ce motive? Deoarece... Dreapta CB este congruent cu dreapta AD. C... Care? C... CB. B. C... CB, da, cu AD. Cu AD, nu? AD, da. Și? Și dreapta CO este congruentă cu OD. Și dreapta AO e congruentă cu... Da, dar... De ce te duci tu și alegi unghiul ăsta? De ce? Să fie congruent, că altumare. De ce nu alegi și ăsta de aici cu ăsta de aici, poftim? Pentru că ăla se potrivește cu B. Păi cum se potrivește? Păi, n-aș putea să-l pun pe C.
Uite, dragule. Dar ce s-ar plasa? Nu-i corect. Să vedem acum. Eu mă uit la dreapta aia mică. Da. Și nu știu cum ar putea să... Acolo văd că dintre C și O este dreapta mai mare și între C și B. Și nu am pus să pun C cu A. Putem să facem altă desen, nu? Deci noi putem să facem un alt desen, dar e important să știi un lucru. Că între unghiuri congruente și ele sunt congruente. Ai vorbit și am clarificat că sunt congruente. Între unghiuri congruente, la laturi congruente se opun unghiuri congruente. La laturi congruente. Deci latura AB, OB. Uite cum zic eu. M-am luat de unghiul ăsta, da? Da. Unghiul ăsta spre cine se uită din triunghiul de aici? Spre... OB. Da. OB cu cine este congruent? OB este congruent cu AO. AO. AO de cine e privită dintre unghiul cealaltă? De unghiul de el. Ăsta e motivul. Deci nu mergem așa pe bâjbuite. I-a scris tu foarte important. Aha. Foarte, foarte important. Bine. Foarte important. Da? Între unghiuri congruente, între unghiuri congruente, la laturi congruente, deci știi că ele sunt congruente. Acum, la laturi congruente, se opun unghiuri congruente. La laturi congruente se opun unghiuri congruente. Și invers. Și invers. Adică și cum invers. La unghiuri congruente și invers, da? Da. Și invers. Da? La unghiuri congruente scrie ca să înțelegi ce înseamnă acest invers. Și invers. La unghiuri congruente se opun laturi congruente. Se opun laturi congruente. Deci între unghiuri congruente, între unghiuri congruente, se opun laturi. Între unghiuri congruente, da. La laturi congruente se opun unghiuri congruente. Și invers. La unghiuri congruente se opun laturi congruente. Deci dacă ai informația că triunghiurile sunt congruente și vrei să arăți că alte două unghiuri, unul dintr-un triunghi și un unghi din cealaltă triunghi ar fi congruente, imediat pui degetul pe unul din unghiurile care îți propui tu să arăți că e congruent și zici așa, ăsta de aici se uită spre latura asta da. Din triunghi. Dar spre latura asta de, latura asta de aici e congruent cu cealaltă de aici. Și asta de aici au o... De cine e privită? De unghiul din D. Și de aceea a ales unghiul din C, pe scurt, cu unghiul din D. Deci nu la întâmplare. Când mi se pare mie că e plasată, că nu știu ce, nu este vorbă. E foarte clară ideea. Între unghiuri congruente, la laturi congruente se opun unghiuri congruente. Și invers. De aceea tu spui așa, unghiul OCB, 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 da, congruent, congruent cu ADO. ADO. A, de O și pun în paranteză de ce, ca să-ți rămâne ție clar, fiindcă O, B și O, A sunt congruente. O, B congruent cu O, A. Da? O, B congruent cu O, A. Și cel de-al treilea unghi, nici nu mai stai pe jumătate acum, băi, ăsta e natural. Ăsta și cu ăsta, al treilea fiind, al treilea nu. E problema când pe primul pornești, primul că ai două variante, cu care din cele două? Acum al treilea cu al treilea, natural să fie. Deci unghiul care citește printre literi? C-O-B, nu, C-B-O. Așa, C-B-O, că băgăm litera la mijloc. Congruent cu? Congruent cu D-A-O. Cu D-A-O. D-A-O. C-B-O cu D-A-O. Deci, foarte, foarte important să înțelegi asta. Insist. Insist. După ce știi că triunghiurile sunt congruente, trei elemente ai folosit din cele șase. În fiecare caz de congruență. Deci, primul caz de congruență, latură unghi latură, sunt trei elemente. Latură unghi latură. Al doilea caz, acela cu o latură, pite o latură și unghiuri la capete, tot trei elemente. Două unghiuri și o latură. Și al treilea caz, latură, latură, latură. Da? Ei bine,
trei din ele le-ai consumat, că ți-au fost necesare pentru a dovedi concurența. Da. Și atunci celelalte trei, până la șase, vor fi iarăși două câte două, unul de colo, unul de colo, unul de colo, unul de colo. Și care cu? Care cu? Da. Care cu? După șmecherea asta, care am spus-o acum, care cu care. Deci de ce trebuie să înțelegem bine? Dar la test, de exemplu, trebuie să scriu și partea astea care nu sunt. Care? Ce neapărat le scriem. Eu de demonstrat că primul an la școală au zis să nu scriem, scriem modificat. Mă, ascultă-mă pe mine. Zici că doar că sunt congruente. Atâta se putea opri. Și voi ieșit că sunt congruente. Da, am arătat. Și, a, și eu am insistat. Dar da, poți să-mi explic că nu te penalizează. Nu, atenție. Tu zici că nu? Că doamna a zis că nu scrie doar trișicat, asta nu are problemă. Nu mă, dragule, în probleme mai complicate, acestea pot să fie de mare ajutor. Când mai mai multe succese, nu numai două triunghiuri. Arăți ăstea, aia e pe ăstea, iar ăstea rezultatele să-ți folosesc la alte două triunghiuri. Și de aceea eu spun, scrie tot. Din concurență, trei scrise, celelalte trei le scrii. Dar dovedește aici că ai înțeles bine. Odată având concurența triunghiuri, cum este aici subliniată, clar, ai și celelalte lucruri. Nici nu se știe când îți folosesc. Pentru că la început, acum la geometrie, nu pricep exact că acestea sunt de mare folos. Să spune unul, da? Spune unul când avem probleme mai elaborate, mai complicate, ele sunt materia primă pentru alte două triunghiuri. Și spui, bă, dar de unde știi tu pe asta? Păi am demonstrat anterior. Da, corect. Din demonstrații, zicem acolo. Mm-hmm. Și folosești fii pe ăsta, fii pe ăsta, fii pe asta, când îți va trebui. Da? Deci ne obișnim tot timpul să facem așa. Că știu eu de ce. Ține ca să nu se închidă. Așa. Nu mai avem loc, trebuie să șterg. Da. Numai geometria, nu? Da. E geometrie și la celălalt? Nu, la celălalt doar geometria. Păi zic că vă dai la geometrie. Da, dar la geometrie ce-ți ne dai la ecuație? Ecuație. Ecuație simplă. Tu știi cum organizez, este povestea la chești. Cel care răspunde teama. Văd că geometrie spune mai, nu? Da. Geometrie. Avem de miercuri. Când ai miercuri, da. Da. Faci și mâine, mă las pe asta geometrie și mâine fac la geogă. Bun, ok. Ne întâlnim, nu? Da. Mâine marți. 6. Hai să facem asta două și apoi mai facem 6. Fie triunghiul ABC isos cel pe vază BC. Triunghiul ABC isos cel. Isos cel. De bază BC. Ce înseamnă că de bază BC? Adică, deci, BC este congruent cu... Nu, dar de baza BC. Adică e linia de jos. Da, prima și atunci care sunt laturile congruente? Păi, poate să fie... Nu poate să fie, e sigur. BC poate fi cu AB. Nu, atenție, dar e baza BC. Păi nu știu, trebuie să uite găsim. Așa, e de bază BC. AU este asta. AB cu AC. Când zice de bază BC. Și care sunt congruente? Și celelalte două sunt laturile care se așează pe baza BC. Nu, nu mai zis că poate fi BC, adică trag o dreaptă BC și pe aia mai trag una la fel ca ABC. Păi uite de ce spuneam acolo. De bază BC. Da. Fie triunghiul ABC isos cel de bază BC. Adică baza este BC. Baza triunghiului isos cel este BC. Asta traduce. A, deci nu vă fie congruent cu... Nu. Păi dacă isos cel... De bază BC. De bază BC. Asta e baza și celelalte două sunt congruente. Da? Atenție. A, B cu AC. Astea sunt cele două congruente. Deci când mi-au spus de bază, vezi, eu sunt foarte atent la fiecare nuanță de bază BC, adică eu scriu în paranteze că AB congruent cu AC. Asta vrea să spună autorul. Deci fiecare nuanță, fiecare chestiune trebuie exploatată, pentru că nu mai spune de bază BC. Și D, mijlocul acesteia. D, mijlocul acesteia. Cum scriu BC. Cum scriu că e D, e mijlocul BC. Pot să scriu că... Nu pot să scriu. Nu pot să. Adică depinde la atitudinea ta. Că poți să tu faci așa. Concret. Scriu BC congruent cu DC.
B, C. B, da. B de congruență de cer. Deci, D, așa scrie, D aparține segmentului de cer. D, D se găsește pe segmentul de cer, așa încât B, D, așa ai zis, B, D, da, congruent cu D, C. Deci B, D cu D, C. Adică ar fi aici, că e D-ul la mijloc, nu? Tradus altfel. Așa, arătați că unghiul BAD... Asta este toată ipoteza. Și în concluzie, să arătăm că... Unghiul BAD... BAD... congruent cu unghiul CAD. CAD. BAD cu CAD. B, A, D cu C, A, D. Adică să unești pe altul de... Da. Și trebuie să arăt că B, A, D, B, A, D, adică asta de aici, 1, cu C, A, D, adică cu 2. 1 cu 2 ar fi problema. Păi știu că... BA... congruent cu AC, din ipoteză. BA cu AC este punctat, odată. Da. După aia BD cu BC. BD cu DC. DC, da. Da. Deci BD cu DC ai tot din ipoteză. Acum nu mai trebuie ceva. Îmi trebuie ori în unghi. Ori în unghi. Ori o latură. Ori o latură. Latură în unghi. Ori cea de-a treia latură ar veni acum, nu? Da. Care e cea de-a treia latură a trângului ABD? Păi mă gândeam de-a. Care? Care? De-a. De-a. Și dincolo care este a trângului ADC? A lui ABD păi este... Păi AD este dreapta comună. Latură păi comună. Și una și alta, și într-un trângul și în cealaltă. Și atunci, nu cumva suntem... Latură. Vezi? Asta e analiza care o facem. Da? Asta este latură comună. Practic am văzut că cea de-a treia este latură comună și ne-am plasat repede în cadrul de congruență. Deci fie triunghiurile, începem demonstrația. Demonstrație. Te rog să vorbești. Cu fie unghiurile BAD BAD și CAD și de lăsut triunghiul CAD. CAD. Despre cele două putem spune. Putem spune că AB este congruent cu AC. AB. Congruent cu AC. Acesta este din ipoteză. Sigur că da. Dar punem așa segmentele. Da. Din ipoteză. BD. BD. Congruent cu DC. BD congruent cu DC. De unde? Rezultă. De unde? De unde asta? De unde știm? Din ipoteză. Tot din ipoteză. Marcăm. Și AD, latură comună. Sigur că da. AD, latură... Com. Com. Da, latură comună. Da. Conform. Conform celor trei relații, rezultă... Cazul de congruență este L, punct, L, punct, L. Da, latură, 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 L, L, L. Atunci... Conform acestui caz de congruență, cele trei triunghiuri, cele două triunghiuri, unghiuri. Cele două triunghiuri, bate în discuție că le-am analizat. Nu, acolo nu cerea unghiuri. Stai, mă, nu am, n-am așa unghiuri. După aia căutam unghiuri. Sigur că da, e treaba. Deocamdată, deocamdată suntem în cazul de congruență. Adică, triunghiul BAD da. Este congruent. Da. Cu triunghiul CAD. CAD. Și fiind congruente triunghiurile, da. Rezultă că toate elementele celelalte trei, vezi... Și găsim rezultat. Care unghiul? Unghiul BAD este... De unde știi tu cu BAD? Nu. Bun, ai zis BAD. Da. BAD, adică este de aici, da? Da. Cu care? Cu DAC.
E unchi comun. N-am auzit niciodată. Comun înseamnă să fie același unghi. Același unghi, dar nu-i comun. Unul e unghiul de aici și altul e unghiul din partea cealaltă. Păi pot să spun că unghiul de D, D, deci A, B, D. A, B, D. Ai zis A, B, D, m-ai dus în altă parte. Te-ai oprit la unghiul B, A, C. B, A, D. Da. Da? Unul ăsta. Ăla, să le iau populare. Cu care din unghiurile, din triunghiul cealaltă să se fugă unghiul ăsta acum? A, D, C. De A, D, C? A, D, C, ăsta este. D, A, C. De ce D, A, C? A privește spre... Asta nu o să spun. Vezi, mă, mama a fost foarte atentă. Deci, nu degeaba ți-am dat data trecută povestea aceea. Ai zis-o ca pe o poveste pentru un ghitim. Nu-i interesa. Corect. Ai zis, nu mă interesează ce spune cu profesor. Nu-i dau importanță. Vezi că am eu dreptate să fii atent la tot ce spun? Deci, imediat, unghiul ăsta, între unghiul de mai sus, privește spre BD. BD congruent cu cine? BD congruent cu DC. Cine privește la DC? Și de unde începe? A. A. Adică DAC. Deci unghiul BAD e congruent cu unghiul CAD. CAD. Și motivez în paranteză ca să fie tot omul să înțeleagă. Dar ce BD congruent cu DC? Adică relaționamentul ăsta l-a avut tu. BD congruent cu DC. BD congruent cu DC. Apoi. Ce mai avem că... Deci unghiul roșu. Care mă cu care acum? Păi mai este un... Mi le-ai pe toate, că laturile am consumat. Păi sunt trei unghiuri. Sigur că da. DCA. DCA. Cu DBC. DBA. DCA, am înțeles, DCA, să le iau cu verde. DCA, ăsta este, da? Da. Și de ce D, de ce DBA? Ai zis DBA. Pentru că B privește A, DA. Da. Și C privește AD. AD și DA. Da, e același lucru, da. Atât C-ul din triunghiul ADC, da, cât și B-ul din triunghiul celălalt, privesc pe aceeași latură. Din motivul ăsta, din motivul ăsta, spunem că... Unghiul ABD. Așa. ABD. Congruent cu unghiul. Congruent cu unghiul ACD. ACD. Și mai în paranteză spui de ce. AB, latură comună. AD. AD, latură comună. Așa. AD, latură comună. Este latură comună. Din motivul ăsta. Privesc pe aceeași latură, nu? În triunghiuri congruente, la laturi congruente, da, se opun unghiuri congruente. Și în sfârșit, o rămas care unghi? O rămas unghiul, deci, ADC. ADC. Cu BDA. Deci ADC cu? Cu ADB. ADB. Așa. Ai putea să-mi spui câte, da, grade au unghiurile astea? 90 grade. Foarte tare. Deci, am să spun acolo, deci se spun, vete, am al treilea unghi, al treilea unghi, fără nici... Dar motivul este același, privesc pe latura asta, da, și da, cealaltă privește pe latura, cum astea, da, două sunt congruente, din motivul ăsta, aceeași lucru este. Deci spui că unghiul ADB, ADB, congruent cu unghiul ADC. Da, ADC. Motivul? BA congruent cu AC. BA congruent cu AC.